Acest program conține plasarea de produs. În februarie dăm start unui nou sezon al emisiunii Formula Lifestyle. Bine te-am regăsit! Prima ediție din 2022 este despre sănătate. Facem din sănătate o prioritate. De asemenea, pe final de emisiune, în premieră la Formula Lifestyle, vom discuta cu un specialist în numerologie despre perspectivele numerologice ale noului an. Stai aproape! Astăzi petrecem o zi de lifestyle la clinica Dr. Romaniuc și aflăm care sunt cele mai solicitate servicii stomatologice ale momentului. Clinica Dr. Romaniuc, de fapt, a fost un vis de al meu de vreo 5-6 ani urmă. În 2011 am absolvit universitatea și apoi am lucrat într-un colectiv foarte bravo și chiar îi mulțumesc domnului profesor, domnului Valeriu Fală, care m-a învățat să fiu medic. La moment aveam 24 de angajați în cadrul colectivului nostru și planificăm să ne extindem, văzând încrederea înaltă a pacienților față de serviciile noastre, prin faptul că își trimiteau și copiii la tratamentul nostru, am hotărât să deschidem și clinica Dr. Unic pentru copii. Toate serviciile sunt solicitate, de la o simplă igienizare, care trebuie să o facem odată la jumătate de an, chiar până la fațete dentare, care este o metodă de a îmbunătăți aspectul estetic și funcțional a dinților la un nivel foarte înalt. Pacienții care au mici defecte ai zâmbetului, precum dinți roșii sau dinți obturații mai vechi, inestetice, sau mici deviere de forma a dinților, atunci aceste cazuri se pot rezolva ușor cu ajutorul fațetelor. Pentru a obține un zâmbet frumos, sunt necesare fațetele în caz că dinții sunt sau roși, sau avem niște restaurări inestetice, sau avem dinții mici deviere de ale dinților. Cu fațete noi putem reda un zâmbet natural în caz că ele sunt făcute din ceramică și la un mod cât mai profesionist. Culoarea fațetelor se apreciază împreună cu pacienții. Sunt pacienți care vor mult mai alb să fie, totodată cât sunt mai alb, cu atât mai fals par. Sunt unii pacienți care doresc să nu se deosebească de dinții naturali și atunci facem o culoare cât mai aproape de dinții naturali. Fațetele dentare pot fi efectuate din mai multe materiale, ca compozit, zirconiu, ceramică de mai multe tipuri. Noi, în practica noastră, folosim doar pe cele din ceramică, ceramică frezată sau feldspatică, anume prin aceste tipuri de ceramică se poate de obținut un relief și o culoare cât mai aproape de dintele natural. Alegerea fațetelor este individuală la pacient la pacient și noi discutăm de obicei la a doua consultație, după protocolul foto și video pe care îl facem, discutăm designul viitoarelor fațete, forma, lungimea, culoarea și pacientul are posibilitatea să probeze fațetele până începe tratamentul. Noi facem un mock-up din plastic, așa se numește, ca viitor design. Noi acest mock-up din plastic îl punem pacientului și el vede, îi place forma, îi place lungimea. În caz că vrea ceva să schimbe, atunci îi schimbăm, ca la final să fie așa cum și-a dorit. Fațetele nu se recomandă atunci când avem lipsă de dinți. Este nevoie de a avea toți dinții sau protezări sau implanți, dar trebuie să fie toți 28 de dinți în gură, fiindcă în caz că lipsesc careva dinți, atunci toată forța ocluzală poate să, nu că poate, dar la sigur acționează asupra fațetelor și poate să cedeze dinții. Fațetele ceramice au multe avantaje, printre care faptul că nu se lipește piatra de dinți, nu se colorează în timp, că indiferent pacientul este fumător sau poate să bei vin roșu, ele nu se colorează și se mențin culoarea lor pe parcursul a unui timp îndelungat. Dezavantajul fațetelor este fiindcă trebuiește un pic de preparat din dinte.
fațetele nu se pun pe dinții intacți, în rare cazuri. Când, de fapt, dinții sunt rari, atunci putem pune fațete fără să scoatem din dinte deloc. De obicei, scoatem undeva 0,3-0,5 mm maxim din dinți pentru a face loc de fațetă. În caz că nu preparăm, se primesc foarte mari dinții. Fațetele trebuie să îngrijite, de fapt, ca și dinții noștri naturali. Trebuie seara, igiena de seară este cea mai importantă, ea trebuie să dureze 3 minute. Deci, desigur, și dimineața trebuie igienă. A doilea moment, odată la 6 luni trebuie să vă adresați pentru un control de rutină la medicul stomatolog. Și punctul 3 este să folosim ața dentară ca metodă auxiliară de igienizare. Formula unui zâmbet sănătos este un mod de viață sănătos și o gândire pozitivă. Discutăm cu profesorul Adrian Hotinianu despre sănătatea ficatului, afecțiunile vedete ale acestuia și consecințele stilului modern de viață. Domnule profesor, bine ați venit la Formula Lifestyle. Informându-mă pentru acest interviu, am aflat că hepatitele A se iau de la mâinile murdare, deci este important nu doar în perioada aceasta de COVID să ne spălăm mâinile și să atragem mare atenție copiilor noștri la acest aspect, pentru că pot dezvolta hepatite A din copilărie. Da, părerea mea, noi dacă ne ducem de la patologia aceasta ficatului, COVID-ul ne-a dus la ceea că într-adevăr să fim mai atenți. Vedeți că noi spălăm mâinile mai des, noi ne protejăm mai des, distanța socială și clar că unele patologii s-au micșorat, de tipul hepatitelor virale sau de alte tipuri de patologii. Probabil undeva există și un plus că noi suntem mai exigenți față de noi înșine și de persoanele care ne înconjoară pe noi. Asta așa un paradox. Totuși, hepatitele astea, ele de unde se iau? Pentru că paradoxul e că boala de ficat, ea nu o poți simți. Că noi suntem totuși o zonă endemică, hepatitele virale, noi vorbim mai mult de B, C, B cu delta, și atunci clar că este calea hematogenă mai mult. Adică sunt... Prin sânge. Da, prin sânge, prin act sexual, prin... Ereditatea? Nu, ereditatea nu există aici. Aici totuși e o boală infecțioasă care se transmite de la om la om prin această metodă. Cu părere de rău, există și chestiile acestea, dar mai rar prin medicină, stomatolog, eu nu mai știu ce, manicur, pedicur, dar cred că sunt deja cu mult mai rare, că sunt totuși metodele de sterilizare destul de moderne acum. Dar uitați-vă că ele există și clar că noi, doctorii, suntem grupul de risc. Da, nimeni nu poate, în general, nimeni nu poate ști dacă este ferit de această maladie. Da, corect, dar cu părere de rău și doctorii sunt grupa de risc, în special chirurgii, că cu părere de rău în timpul operației noi mai folosim ace, nu mai știu ce, acolo, material de sutură, că noi, fiind în lucrul acesta destul de complicat în timpul operației, poți să te înțepi și atunci, clar, hepatita virală, hepatitele virale, în general, se transmit foarte simplu, pentru o simplă înțepătură. De aceea, cu părere de rău, mulți colegi de-a mei sunt infectați, adică sunt, bine, este o boală care ia zace undeva, poate să doarmă, dar sunt mulți colegi care au trecut prin boala aceasta și asta e cu părere de rău. Și sigur că noi avem și un program bun, știți, când se naște copilul, se vaccinează. Sigur, da. Sigur că noi nu trebuie să uităm că vaccinarea aceasta se face pe parcursul vieții pentru hepatita virală B. Eu nu cred că foarte multă lume s-a vaccinat pe parcursul vieții, dar uitați-vă că există așa program foarte bun în Republica Moldova și noi putem fi vaccinați. Da, este mult mai bine să prevenim, totuși suntem la început de an și probabil multe persoane la început de an își propun un check-in de sănătate. Cu ce recomandări veniți aici? Indiferent de faptul, are persoana o afecțiune a ficatului sau nu? Bine, noi, fiecare din noi trebuie să înțelegem că noi avem perioade de vârstă. Da? Avem copilărie, adolescența, după aceasta suntem tineri, după aceasta o vârstă anumită, noi avem niște analize sau metode de instrumentale diagnostice care noi trebuie să le efectuăm. Noi nu vorbim numai despre patologia ficatului, căci patologia ficatului noi o includem în acele perioade de vârstă pe care noi avem. Și clar că fiecare om trebuie să fie foarte conștient. Cu o dată în an, el trebuie să treacă unele analize. Bine, noi acum nu o să vorbim
ce analiză. În general, da. Dar eu propag și către, eu vorbesc și inclusiv de prietenii mei, de familia mea. Uite, ai până la 40 de ani, trebuie să faci aceea. După 40 de ani, tu trebuie să faci aceea. Așa. Unele lucruri trebuie să fie obligatorii efectuate. Nu există un protocol național pe chestia aceasta, mm-hmm. dar eu pentru mine, dacă vorbim despre mine personal, dacă vorbim ce fac eu, eu fac inclusiv patologia ficatului, care poate fi diagnosticată prin diferite metode, de la ultrasonografie simplă, până la un CT, adică o tomografie a ficatului, bine, a cavității abdominale, când nu se face numai ficatul, și analizele care sunt necesare pentru acesta, care sunt recomandate sau de doctori de familie, sau de medici gastroenterologi. Clar că când sunt deja patologii, atunci medicul de familie trebuie să redirecționeze sau la mine, sau la medicul gastroenterolog, sau la alți specialiști. Și atunci lucrurile se rezolvă cu mult mai bine. Ceea ce fac eu în fiecare an cinstit, probabil fac mai mult decât este necesar, fac control de aici până jos. Absolut tot. Eu, știți, având în vedere, uitați-vă în rude, da, ereditar totuși există aceasta. La mine, cu părere de rău, rudele au decedat inclusiv de cancer, da? Și atunci eu sunt foarte prudent în toate lucrurile acestea și recomand toată lumea totuși să aibă grijă de ea. Noi suntem așa un, bine, nu numai noi, cred că toată lumea, ocupată, serviciu, familie și așa mai departe, dar totuși odată în an, cred că o zi sau două, nu este problemă de a alege și de a face lucrurile acestea. Dacă vorbim de prevenire, noi am spus de prevenire, da? Foarte multe țări bagă cei mai mulți bani totuși în prevenire, da? Dacă vorbim despre programe naționale, cum ar fi trebuit să fie și la noi, inclusiv, de exemplu, cancerul colorectal, da, sau cancerul mamar, sau cancerul care sunt cele mai dese cancere, da, doar știți. De... Și atunci screening-ul, la noi tot există, în Republica Moldova, nu știu cât e de, știți, bine aplicat, sau noi vorbesc despre doctorii, da, vor, ei sunt gata, sunt centri de screening formate și la Institutul Oncologic, și la centre private, și în multe instituții. Nu știu cât de suntem noi, v-am spus. De pregătiți moral. Noi suntem pregătiți moral, da. Hai că altă dată, hai că nu, asta nu este bine. Noi odată, da, trebuie să facem tot ce trebuie să facem. Că cel mai bine se privi la un stadiu incipient. Și atunci mai bine se rezolvă problema. Și nu mai trebuie să ne gândim la noi însuși, știți? Să ne gândim la rudele apropiate, la familia noastră, la copii care vor să aibă tată sau mamă sau soră sau frate alături. Siguranță, atunci... acest interviu al dumneavoastră pe mulți va pune pe gânduri și vor merge să facă un check-in, care este foarte important pentru sănătate. Din păcate, și factorii nocivi influențează bolile atât a ficatului, cât și de altă natură. Și dacă sunt factori pe care noi putem să-i controlăm, de exemplu, alimentația, fumatul, alcoolul, factorii nocivi precum poluarea, noi nu îi putem controla. Ce facem în acest caz? Nu, bine, poluarea, asta e treaba guvernelor mari, cred că, a lumii, dar factorii, într-adevăr, factorii alimentari, noi nu numai vorbim despre calitatea alimentelor, noi vorbim și de cantitate deja de alimentelor. Statistic vorbim, în Statele Unite, a doua cauză de transplant hepatic este ficatul gras. Da, e și normal după modul lor de viață. Da, la noi încă nu există așa ceva, dar în Statele Unite a doua cauză după hepatite virale este ficatul gras. Și atunci, clar că noi trebuie să înțelegem că alimentația corectă e foarte importantă. Când trebuie să te alimentezi, cât trebuie să te alimentezi, ce trebuie să te alimentezi, asta e foarte important. Clar că tabagismul, toată lumea știe ce cu el. Da, efectele alcoolului și ale tutunului, toți le cunoaștem. Bine, cu alcoolul noi suntem clar că alcoolul în cantități mari. Clar că alcoolul, eu nu sunt acela care spun că un pahar de vin o să fie rău pentru persoana X sau Y. Nu e adevărat. Și total exclus în cazul persoanelor care au careva afecțiuni. Corect. Adică, da, aici am vrut să mi-ați luat cuvintele din gură. Că, într-adevăr, dacă tu ești bolnav cu hepatită virală, atunci alcoolul e ca gazul în foc. Adică imediat îți face... Extrem de nociv. Da, extrem de nociv. Și atunci clar că trebuie să fim foarte atenți și atunci să apelăm la doctor ca să ne lămurească ce se întâmplă, cum se întâmplă. Și vedeți, acum Moldova totuși am observat așa o tendință, în afară de medicii endocrinologi sau gastroenterologi sau hepatologi,
mai există și medici nutriționiști care devine tot în ce în ce mai modă. Da, și eu recomand, într-adevăr, un trend și un foarte bun trend, că devin totuși specialiști și ajută populația ca să să-și mențină echilibru. A, parcă ar părea așa o fiță, dar nu e adevărat. Nu este o fiță, este un trend destul de bun. În cazul specialiștilor care într-adevăr au o diplomă, dar sunt și din acei care cochetează cu acest domeniu. Nu vorbim cu aceia, vorbim acei care se pricep. Și atunci este o chestie destul de bună și cred că noi trebuie să apelăm și la ei câteodată când sunt probleme. Da. Vreau să discut cu dumneavoastră și despre suplimente, vitamine. Care este părerea dumneavoastră ca specialist privitor la acestea? Sunt ele extrem de necesare în cazul, nu știu, pentru că mulți fac cure pur și simplu de detoxifiere? Sau pentru a-și ajuta cumva ficatul să lucreze mai bine? Știți, eu aici am așa o părere așa un pic mai... Reticentă, mai sceptic? Nu e sceptic. Când sunt indicații, sigur. Eu spun că toate lucrurile acestea trebuie să fie sub indicația doctorilor. Eu vreau să spun că sunt cure detoxifiere, eu tot m-am uitat la ele, dar sub conducerea doctorilor. Adică nu este cure așa, te-ai dus, nu știu unde, și-ai făcut-o. Că așa socot că e bine. Aici eu totuși socot că totuși trebuie să fie unele lucruri făcute sub indicația, sub supravegherea doctorilor. Acest program conține plasarea de produs. Și atunci clar că efectele o să fie bine, inclusiv suplimentele, inclusiv vitaminele. Noi nu trebuie să le luăm așa că vrem să le luăm, că totuși astea sunt... Chiar dacă suplimentele noi nu le numim medicamente, dar ele totuși sunt niște preparate și totuși lucrurile trebuie să fie făcute sub control. De multe ori acestea pot, din potrivă, dăuna sănătății noastre, da? Dacă nu avem nevoie, pentru ce să băgăm mai mult, nu știu ce, în organism? Dar dacă ar fi să vorbim de niște top alimente minune pentru ficat, care ar fi acestea? Bine, noi nu vorbim de top alimente. Știți, eu am avut... Noi am avut o colaborare cu profesorul Berg, da, care este șef asociației hepatologilor din lume. Este un profesor din Leipzig și el spunea că, totuși noi trebuie să mâncăm de toate, știți? Cantitățile trebuie să fie moderate. Adică noi nu putem abuza, de exemplu, de prăjit sau de iute sau de nu știu ce. Ele trebuie să fie în cantități moderate, nu să abuzăm în volume, nu să abuzăm în lucrurile care, știți, totuși sunt nocive pentru noi. Dacă prăjești unele alimente în cantități mari și le consumi, atunci clar că nu este bine. Dar eu tot am motoul acela că eu personal consum toate tipurile de alimente, dar în cantități foarte mici. Dacă vreau eu să mănânc ceva grăsuț sau o bucățică de slănină, eu o mănânc. Dar asta nu înseamnă că eu abuzez de toate chestiile acestea. Dacă deci echilibru în toate, echilibru nu există corect. Alimente da. Minune. Tot socială înseamnă nu volume mari, nu exagerări, nu dintr-o extremă în alta. Eu nu sunt pentru, știți, lumea face curile acestea de fără mâncare. Sau Eu nu sunt pentru aceea. Că, știți, fiecare, de exemplu, ficatul are și o rezervă. Dacă noi nu mâncăm, rezerva asta s-o papă ea. Și atunci ficatul suferă. Eu nu sunt pentru deci curile acestea... Deci anti-foame. Anti-foame, da, sigur. Da. Și atunci lucrurile trebuie să fie făcute normal, la timpul normal, vorbim de perioada zilei, sunteți foarte bine informați că seara noi nu trebuie să ingerăm multe alimente, ne stricăm și neurologic, nu avem somn, stare emoțională, adică ceea ce face creierul nostru e foarte important. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru informația utilă pe care ne-ați prezentat-o. Sper că în anii următori să avem statistici mai îmbucurătoare la capitolul sănătate. Sperăm! Mersi! Ce ne așteaptă în 2022? Mai multe despre perspectivele numerologice ale noului an afli din interviul care urmează.
Татьяна, добро пожаловать в передачу «Формула Лайфстайл». Я оставила наше интервью сегодня на десерт для телезрителей. И есть вопрос, который волнует всех и всегда. Не задать его просто не могу. Чем отличается астрология от нумерологии? Нумерология помогает изучить человека посредством цифр, то есть изначально посредством даты рождения. А астрология – это уже более глубокая наука, она говорит о том же, то есть она тоже дает возможность изучить и провести анализ человека посредством даты рождения, но тут уже подключается время рождения и место рождения. Цифры нас окружают везде. Какое влияние имеют они на нашу судьбу? Ну и на самом деле цифры действительно нас окружают везде, начиная от даты рождения, да, от нашего первого дня жизни и абсолютно повсюду. То есть даже ценники в магазине тоже это цифры, да, часы это цифры, телефон, номер телефона, номер квартиры, цифры везде. И вот честно сказать, мое желание было бы такое, чтобы азы нумерологии изучил каждый. Посредством этого можно гармонизировать свою жизнь во всех сферах. Каждая цифра несет в себе энергию. И вот, допустим, при покупке квартиры нужно обязательно это учитывать, потому что мы в квартире находимся большую часть жизни, да? И перед тем, как въехать, желательно бы знать, какую энергию будет нести нам дом. И учитывать, то есть нужно нам это или нет. Допустим, какие считаются цифры самые символические и удачные? Вот хороших или плохих цифр, я бы сказала, не бывает. Но вот возьмем цифру 8. Очень часто и принято у нас говорить о том, что цифра 8 – это бесконечность. И эту цифру очень многие выбирают. Но с точки зрения ведической нумерологии, цифра 8 находится под влиянием тяжелой старой планеты Сатурн, которая является также кармическим учителем. То есть восьмерка всегда приносит человеку плоды, да, у очень многих политиков, кстати, сильных политиков, присутствует цифра 8. Либо в судьбе, либо в дате рождения, то есть да, при расчете. Вот, так вот, восьмерочка – это сильное число, но только через труд. Работать, 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 и только потом ты что-то получишь, получишь результат. Поэтому это обязательно нужно учитывать. Либо мы возьмем единицу. Я думала сейчас о восьмерке, так как у меня квартира номер 35, это получается 8, восьмерка, да? Да, да. И с одной стороны с вами согласна, все удается только через труд. Да, то есть это не везунчик, это нужно работать. То есть результат получишь, это вот знаете, как есть пословица – не вытащишь без труда, не вытащишь рыбку из пруда. То есть здесь нужно поработать и потом получить результат. Но квартира 35, вот вы сказали, то есть здесь идут две энергии, мы учитываем еще второе число, то есть пятерочку, поэтому, а пятерка, это Меркурий, она шустрая, то есть нельзя сказать, что восьмерка вам дает то есть серьезность, все равно у вас присутствует элемент какой-то шустрости, быстроты, может быть, куда-то ездить вас тянет периодически, и вот это сочетание пятерка, яркость, шустрость, когда хочется общаться, а восьмерка закрывается. И вот это вот, знаете, переходы, то я хочу быть со всеми, то я не хочу быть ни с кем. Единичка – число везения, число удачи. И те люди, которые рождены, допустим, да, первого числа, у них, как правило, должно удаваться все с первого раза. Также и в квартире номер один. Тоже 55. Должна, да, 55 тоже, да, тоже получается. Но там, опять же, добавляется пятерочка. Вот. Но число 1 – индивидуалист. И если семья большая, в квартире один, будет немножечко сложно, потому что каждый захочет быть индивидуалистом. И в этом могут быть определенные проблемы, то есть за борьба за место, за первое место, скажем так. Что касается при покупке машины,
мы должны обратить внимание на номер или не обязательно? Ну, я бы сказала, что каждая, да, цифра несет свою энергию. И, ну, я бы, например, вот 8 бы не выбрала, скажем так, вот для себя. Или 9. Вот число 9... Число победы, число силы, оно находится под влиянием планеты Марс. Но и тут же нужно учитывать, что на номера 9 у машины лучше, конечно, быть осторожным со скоростью, потому что и так же, как и людям с цифрой 9, нужно контролировать свой внутренний гнев, потому что обижая других, к примеру, да, это я уже переключаюсь с одного на другое, но хочу больше вот рассказать, чтобы было понятно. То есть Марс может человека наказывать, поэтому не стоит увлекаться скоростной ездой на машине под номерами 9. В одном из ваших интервью вы говорили о том, что в 35 у человека жизнь меняется. В чем заключаются эти изменения? Если мы берем дату рождения, да, то число рождения – это наш характер. Это свойство характера, это то, какими мы приходим в этот мир и как и нас видят люди. Да, но очень интересно, что именно в 35 судьба меняется. Да, сейчас я объясню. То есть до 35 в большей степени работает число характера, то есть число рождения. Сумма всех цифр дает число под названием число судьбы, число кармы, которое включается после 35. И вот когда у человека две разные цифры, то есть, допустим, число характера троечка, да, а число судьбы получается 7, 8 или 9, да, или бывает еще большая разница, когда число характера 2, а судьба 9. И вот тут, конечно, жизнь меняется, потому что двоечка, то есть первую половину жизни человек как-то сомневается, думает, надо, не надо, вперед, назад. Или вообще луна. Не зацикливается, да, на, да, нумерологии. И вдруг, да, и вдруг приходит 35 и далее, да, и включается число судьбы, допустим, 9, где человек вдруг думает, что-то я, по-моему, засиделся, мне хочется и то. Но если в развитие он пошел, либо он может пойти в претензию, тогда он ко всем имеет претензии, и личная жизнь его может страдать. Каждая цифра имеет свою задачу. И вот зная это, да, очень помогаешь себе в жизни. Но мне интересно, вот способен ли человек повлиять на свою судьбу независимо от цифр? Абсолютно. Меняя как? Себя, мы меняем жизнь. То есть можно не зацикливаться на нумерологии, да, просто жить своей жизнью, но что дает, и все будет хорошо. Что дает нумерология? Допустим, скажу так простым языком, то есть она дает возможность прочитать свою дату рождения, то есть те задачи, которые мы получили при рождении, те плюсы, те минусы, предрасположенность к болезням, предрасположенность к обучению, к определенной профессии. Зная это, мы себе помогаем. И уже тут тогда, когда мы знаем, мы решаем, либо мы будем работать в направлении, да, определенном, и будем более гармонично идти по жизни. То есть не нужно будет преодолевать большое количество препятствий. Все идет, знаете, как по маслу. Либо мы этого не знаем и просто живем, как вот идем. Как... Но если говорить по поводу, вот, кстати, самовнушения, 2000-е годы, да, наступили, идут уже полным ходом. И это время, конечно, время мыслеобраза. Наши мысли создают нашу реальность. Это... Да, это та же визуализация. Да, сейчас иногда мы думаем о чем-то и притягиваем, понимаем через определенное время, да, может быть, да, года, что мы об этом думали, да, и да, мы это имеем. Вот в 1900-е годы это не работало так. Тогда работала сила действия. Там были цифры 1 и 9. 1 и 9 – это мужская энергия, то есть единичка находится под влиянием Солнца, девятка под влиянием Марса. Поэтому кто работал, кто проявлял упорство, то двигался вперед. Сейчас работает цифра 2,
Вот, а двоечка – это энергия Луны. Это она растущая, это она убывающая, это интуиция, это подсознание, но это не напор. Поэтому сейчас как бы люди страдают, те в большей степени, во всех сферах, я бы сказала, те, кто играет игру, как раньше не получается. Да. Каждый день нужно быть на волне со временем и со Вселенной, то есть считывать, потому что подсказки сейчас идут со всех сторон. В завершении интервью я хочу перейти к прогнозам на 2022 год. С точки зрения нумерологии, каким он будет этот год и для кого он будет хорошим? 2022 год находится под влиянием, с точки зрения нумерологии, под влиянием планеты Венера. Планета, да, красоты, планета отношений. И вот все, что с этим связано в этом году, конечно, выходит на первый план. Несмотря на то, что сейчас ситуация, нельзя назвать ее спокойной, нельзя назвать ее какой-то благожелательной, ситуация сложная, но тем не менее, посмотрите вокруг, людей много болеет, да, как и в прошлом году, не меньше, но этим уже не сильно люди зациклены на этом, то есть энергия поменялась, энергия Венеры, она материальна. То есть люди больше задумываются о красоте, о деле, о том, что купить, о том, куда поехать, об отношениях. Поэтому этот год я бы посоветовала использовать по максимуму. В первую очередь развивать креативность. Это очень важно. Развивать творчество. Раздвигать границы в плане своей работы, в плане отношений, то есть идти новой дорогой, по-новому, посмотреть, может быть, внести какую-то яркость в отношения, посмотреть, как расширить свой бизнес. Этот год дает эти возможности. Вот возможности приходят сами, нужно успеть, да, вот не упускать их, потому что 2023 – это совсем другая история. Я надеюсь, что мы еще увидимся и в 2023, и в этом году еще непременно. Спасибо вам за то, что вы согласились и приняли мое приглашение в сегодняшний выпуск передачи «Формула Lifestyle». И желаю вам самое главное – здоровья. Луна Фебруарии декларате официал Луна Юбірі. А венітмен тул токмай потривіться гасім розпусла чамай актуал антребаре, че кадо будемо феріде пайс призече Фебруарії персоне юбіте. Він кого рекомандаре. Celebrezi iubirea de Sfântul Valentin sau Dragobete? Acest prilej prevede un ambalaj frumos, decorat cu un certificat cadou de la salonul Beauty Life. Surprinde-ți frumos jumătatea! Am ajuns la final. Pentru a revedea emisiunea de Lifestyle, accesează canalul de YouTube Ren Moldova sau pagina de Facebook. Sunt Xenia Bugneac și îți doresc sănătate la pachet cu iubire! Gazda emisiunii, restaurant aproape. Acest program a conținut plasarea de produs.